O persoană a fost reținută, iar alte 5 au fost declarate bănuite în urma percheziților desfășurate de procurorii anticorupției și ofițerii Serviciului de Informare și Securitate la Serviciul Fiscal de Stat într-un dosar deschis pentru corupție. Unul dintre suspecți este anunțat în căutare. Bănuitul reținut este Eugen Zupco, inspector fiscal. Acesta a fost escortat de ofițerii SIS și nu a vrut să facă declarații pentru presă. Este adevărat că sunteți implicat în acte de corupție? În cadrul anchetei, oamenii legii au stabilit că în perioada februarie-martie 2017, mai mulți angajați de la Serviciul Fiscal de Stat au acceptat 180.000 de lei mită de la doi agenți economici pentru a accepta cererea de restituire a impozitului pentru exportul de fructe pentru octombrie 2016, pe care ei ar fi depus-o anterior. În continuare, angajații Serviciului Fiscal de Stat au pretins și primit de la un agent economic pe parcursul lunilor februarie-mai 2018, mijloace bănești în suma totală de aproximativ 60.000 lei, pentru a nu documenta încălcări în activitatea companiilor administrate de către acesta. În cadrul celor 10 percheziții efectuate de către procurorii anticorupție și ofițerii SIS la domiciliile și în oficiile bănuiților, au fost ridicate documente, calculatoare și purtători de informație. Grigore Prisneac, șef adjunct al Direcției Control Fiscal, unde au avut loc perchezițiile, a declarat presei că niciun document nu a fost ridicat de către procurori din biroul acestora, iar acțiunile au avut loc numai în legătură cu activitatea inspectorului fiscal care a fost reținut. Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, Serviciul Fiscal de Stat anunță că este deschis pentru colaborare cu organele de drept și le va oferi tot suportul necesar. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 6 bănuiți riscă amendă de până la 400.000 de lei sau ar putea sta 10 ani după gratii.